Salutare, oameni buni! Bine ați revenit la Cariera cu Real Madrid! Bă, astăzi debutăm în noul sezon cu Valencia. O să simulăm pe ăsta că e cu Deportivo. Și bineînțeles avem meci în Champions League cu Shakhtar. Deci debutăm în două competiții importante ca dracu. Dar bă, grupa Champions League, am uitat, cred că să vă arăt. Avem Shakhtar, Feyenoord și bineînțeles Manchester United. Vine ofertă, bă, de transfer pentru Lucas Vazquez chiar de la Manchester United. Oferă 36.400.000, zice acolo că putem scoate până la 50 și ceva de milioane, deci negociem. Așa, hai să propunem, bineînțeles, o sumă mai mare. 50.400.000, 10. Asta e. Hai să vedem dacă acceptă. Wow! Din prima, chiar Mourinho îmi dă atâta. Bă, mă înțeleg bine cu Mourinho, bă. L-am luat pe Pogba, îl dau pe ăsta, pe sumă foarte mare. 50.400.000 pentru Vazquez. Și avem aici, oameni buni, câțiva flăcăi, bă, pe care chiar vreau să-i aduc în locul lui Casemiro. Avem Nainggolan, Pjanic, Kanté sau Fabinho. Mi-ați spus foarte mulți de Fabinho, fiind un jucător tânăr care crește și are deja 84 overall, este defensiv puternic. Însă tot Kanté rămâne cel mai votat de voi, să zic așa, în locul lui, cum îi zice, în locul lui Casemiro. Și ar fi bine dacă ar accepta. Așa, unde este omul nostru Casemiro? 47 cotă, mult mai puțin de bine, nu chiar mult mai puțin, dar mai puțin decât Kanté. Și 66.900.000, ok, nu cer atât de mult. Dar oricum o să dau mai puțin, vă dați seama, o să încercăm să dăm 20 de milioane. Sper să nu facă urât. 62, mamă, și 5% dintr-un viitor transfer. Bă, da, ești maker, tu, mă, băiete. Nu cedează. Nu dau atâta pe ele, mult prea mult, sincer. Ai, 34, dar e ultima ofertă. 34.900 plus 5%. Și bineînțeles că îți dau răspunsul mai târziu, fraiere. Da, dăm retract aici, nu funcționează așa. Că niciodată nu acceptă, și trebuie să luăm altceva. Ne rămâne varianta Fabinho acum, care aparent costă mai puțin decât ceilalți. Chiar dacă are overall mai mic, măcar ăsta crește. 50.000.000 plus 5%. Eu zic că e o sumă corectă pentru un jucător de 23 de ani care crește, însă ăsta ține al dracu de preț, că cam aș pe prețul tău. Hai, mai dăm 300.000, maxim, mai mult nu dau. Mai mult de 300.000 nu dau. Ia să vedem noi dacă acceptă. Hai, mai dăm 1.000.000, gata, 1.000.000 în plus. 1.000.000 în plus. A acceptat, bă, în sfârșit ne înțelegem cu cineva. Reprezentantul de la Monaco acceptă acolo, 51.300.000. Ok, deja e hotărât și cere foarte puțini bani plus bonus la 10 goluri. Ăsta nu o să dea 10 goluri, deci acceptăm clar 80.000. Salariu foarte mic, signing bonus foarte mic și bineînțeles că Fabinho este noul nostru CDM. Și acum să încercăm să-l dăm afară pe Casemiro. Dacă putem. Și încă un transfer putem face acum. Oscar este liber de contract pentru că joacă în China și îl putem lua gratis, un jucător care o să fie o rezervă extrem de utilă, un jucător bun, tehnic. Îl țineți minte pe Oscar de a fost la Chelsea și după aia s-a dus după bani, ratându-și cariera pretty much. Are 82 overall acum. Îmi zic ăștia să îi dau 33.000 sau să îi dau 40 și la semnătură îi dăm câteva sute de mii, dăm 600.000 plus 40 salariu. Dar cere la 10 apariții 400.000. Ok, acceptăm, știi ce? Îl luăm și pe Oscar liber de contract, se întoarce în fotbalul mare, bă, Oscar, în sfârșit. Hai să-i vedem pe cei doi. Îi avem aici, bă, Fabinho, bineînțeles, 84 overall, are agresivitate, are stamina, are strength, ceea ce îmi doream foarte mult de la un CDM. Bate bine pe natiuri, apare, nu știam pe asta. Ball control și are 300 de skill moves, 2 weak foot numai, nu e bun pe șuturi, dar bine, nici long pass-ul nu-i foarte bun, din câte văd. Short pass-ul e 82, numai o să-l punem să se antreneze oricum. Și Oscar, bineînțeles, un jucător fantastic și el, chiar dacă nu e cel mai puternic, este un jucător tehnic, este brazilian până la urmă, 400 de skill moves, 3 weak foot, poate juca cam sau CM, 25 de ani, are și trade-uri, are și specialități, e tata lor și el ca rezervă. Vin două oferte, oameni buni, împrumut pentru Hakimi sau ceva de genul, o să-l dăm pe ăsta, la Espaniol împrumut, și o ofertă pentru Keylor Navas. O ofertă de 30.000.000. O să cerem puțin mai mult, hai să negociem cu băieții ăștia. Așa, o să cer 45.000.000. Eu zic că e o sumă corectă pentru un portar ca Navas și putem aduce ceva mult mai bun în loc. Și deja din prima Conte acceptă. 45.000.000 pentru Keylor Navas, bă.
E foarte, foarte bine, o să ne trească în suportar. Vine primul meci al sezonului, o simulare cu Deportivo, după aia o să avem meci destul de tare cu Valencia și apoi Shakhtar în Champions League. Trebuie să vedem cum ne vom descurca aici, avem cea mai bună echipă trimisă în teren și este doar 2-1. Messi și Bale au înscris, măcar înscrie Messi. Andone a jucat, n-a dat gol, aie. Navas vândut, oameni buni, din câte se pare, obținem 41 de milioane de pe urma lui Hakimi împrumutat la Espanyol și vine ofertă de la Barcelona pentru Gareth Bale, bă. Barcelona vrea să îl ia pe Bale cu 91 de milioane, preț de pornire. Amuzant, nu. Nu. Ei bine, ne trebuie portar, bă, și avem aici un om extraordinar. O legendă a fotbalului. Un portar extraordinar la 39 de ani, are încă 89 overall Gigi Buffon. Prețul este foarte mic, foarte mic și de-aia vreau să strâng bani. De-aia nu o să dau mult pe portar, o să luăm pe Buffon cel puțin până în iarnă, să vedem cum se descurcă, chiar dacă e bătrân, și să strângem bani pentru un left winger în locul lui Asensio, care nu m-a impresionat deloc până acum. O să oferim 6 milioane pentru Gigi Buffon, eu zic că este o sumă corectă și bineînțeles că ăștia deja acceptă și hai să negociem contractul, bă. Uite că e hotărât, vrea 145 salariu și bineînțeles 620 primă de instalare și bineînțeles că luăm, bă, îi dăm că merită, este... unul dintre cei mai buni portari care au existat vreodată în lumea asta. Gigi Buffon la Real Madrid. PSG-ul poate să mă tragă. Îl luăm noi, că suntem mai șmecheri. Vine debutul în campionat, bă, oameni, cu Valencia. Debutul pe care noi îl vedem. A fost mai devreme, am câștigat cu 2-1. Ce să fac împotriva echipei lui Andone. Mamă, cât e asta de mare pe lângă Modric. Da, jucăm acasă pe Santiago Bernabeu. Buffon debutează, Fabinho debutează, Oscar este rezervă, poate o să intre și el. În rest, atacul cu Asensio, Bale și Messi acolo și hai să începem. Uite-l pe Buffon aici, la încălzire. Marele nostru portar. E un debut interesant, sincer. Nu mă așteptam să-l iau pe el. Adică nu mi-a trecut deloc prin minte când m-am gândit, bă, ce portar să iau? Să iau oare pe... mă gândeam la Courtois, la De Gea, astea clișeice, știi? Și după aia am văzut că Buffon costă puțin și am zis să-l luăm, că de ce nu? Modric, ia uite-l, tată. Ochii lui zici că-s cusuți, jur, zici că are ochii cusuți, așa ceva, e-sports grafică. Engine-ul vostru este dumnezeesc. Bravo, felicitări, cei mai tari sunteți. Începe meciul, bă, jucăm primul nostru meci aici în campionat împotriva unei echipe destul de bune. Poate să pună probleme în Valencia, mereu a fost o echipă problematică și au jucători buni, au Zaza, au ăsta cum cheamă, Vitolo sau cum dracu-l cheamă. O, Zaza trece, Buffon, prima paradă, bă. Prima paradă a lui Buffon, fără probleme pentru veteranul nostru, pentru legendarul portar. Andreacu, cum să nu facem noi asta? Hai cu capul! Fabinho depășit acolo de Zaza, cred. Și chelia lui mistică. Două chelii s-au întâlnit. Din nou spre Zaza, însă Fabinho are câștig de cauză aici. Apasează la Guedes. Coclan, bine, Bale. Dar n-ajunge mingea, din păcate, la cine trebuie. Asensio, haide, te rog, ține de minge. Bine, Asensio, recuperează foarte rapid. Hai să vedem dacă se duce Bale aici. Sper trebuie să fie mingea asta neapărat. Nu, s-o la Messi, e bine și așa, Messi, preluare și este golazo! 1-0, Messi înscrie, mă. Al doilea meci la rând în care înscrie Messi. Aici, în campionat, deja are două goluri. Extraordinar. Leo Messi dă lovitura după un gol frumos. Eu am vrut să șutez din prima, centralul lui Asensio însă a fost glorioasă. Însă a făcut preluare, nu știu de ce. Eu am dat pe șut acolo, eu spamam șutul. Nu știu, Messi gândește singur. Pas acolo către Marcel, care are instrucțiuni să urce, dar nu prea o face, nu știu de ce. O, ce pasă bună de la Marcelo și acum Pogba cu golul, bineînțeles că vine golul, bă. Paul Pogba înscrie al doilea gol în tricoul Realului, într-un meci oficial. Și acolo Andreas, putem și noi să facem presiune aici, să punem presiune pe japițele astea, Vieto. Opa, bine acolo, pasă bună, Messi, către Modric, hai Modric. Modric trebuie să vină o pasă bună către Leo Messi. Leo depășește pe fraier, n-a putut. Asta e nasul la Messi, că e scund și n-are forță, dar până la urmă, asta l-a făcut mare. O, bine acolo Modric, un long shot al lui Modric, scoate, deviază în propria poartă, Neto Modric e dumnezeic, bă. Are numărul 10, mulți zice să-l dau lui Messi numărul ăsta, încă nu i-am schimbat numărul lui Messi, că iar am uitat. Probabil să uit până la finalul seriei. Dar, probabil, cred că o să-i dăm 10 lui Messi. Nu se supără Modric aici, când ai Messi. Nu știu ce număr are momentan, nu m-am uitat. A deviat-o în propria poartă, Neto. Mare portar, 3-0, în minutul 28.
Coclan, bine Fabinho, dat-o ăla-i ajunge, păcat, vedeți, Coclan. Și acum Zaza, îl punem în cap pe Zaza, nu putem, că o dă repede, că m-a auzit al dracu. Rasa mătii. Oh, nu, 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 nu! Pleacă, pleacă Vietu! Mama, al dracu pitic, bă, Andreas acolo în fața golului, Buffon, încă o dată, bă, și-a dat în valoarea. Super portar. Scoate al doilea șut pe poarta lor în 40 de minute, însă au avut ocazii mari și ăștia. Dar ne ține în viață portarul, noul nostru portar. O, doamne, Andreas pasă acolo, Zaza, minge către Andreas, șut! Mingea aproape să ajungă unde nu trebuia, cred că era cu un Dogbia ăla. Haide, Bale. Bale cu pasa cu exteriorul fantastică. Și acum Asensio. Întoarce Asensio bine. Asensio centrează către Modric, este însă paulista. Asensio și el tehnic, mamă, foarte frumos. De la Pogba acolo. Fabinho, Messi te viază cu capul, Bale, gafă de portar încă o dată, ce dracu-i cu Neto, mă! Noul Karius! Prima dată își bagă mingea, o deviază în propria poartă și acum o scapă. Nu cred că am văzut niciodată o gafă așa. Jur că n-am văzut niciodată o gafă așa în FIFA. Ok, cred că a deviat-o fundașul, bă. Am văzut pe reloare, cred că a deviat-o fundașul. Cu mâna! Săracu Neto, păcălit de traiectorie, bă. A deviat-o la cuna Maradona. Extraordinar. Autogol cu mâna, n-am mai dat de mult așa ceva. Se duce acolo, opa, scapă cu clan Vieto cu șutul, scoate Buffon. Bă, ce parade are, incredibil. E absolut incredibil schimbare. Intră Carlos Soler. Aveți nevoie de o gură proaspătă de aer, bă, pentru că vă terorizează ăsta Buffon. A apărat 3 ocazii incredibile. A fost gol, însă este penalti. Le-a anulat golul ca să dea penalti. Bă, ești nebun la cap. Câte evenimente în acest episod mirobolant. Și deja e primul meci ăsta, e doar primul meci. Penalti pentru Valencia. Va lua oare Buffon primul gol sau va apărea? Să vedem. Zaza înscrie, am crezut că o să întoarcă, că cam aș fel de chelios. Și este gol pentru Valencia. Hai să facem și noi însă o schimbare, o sau mai multe, că avem deja avantaj destul de mare. O să-l odihnim pe Modric, o să debuteze Oscar la echipă. Oscar se întoarce în fotbalul mare. Și o să-l mai băgăm, bineînțeles, și pe Isco să joace și în atac. Nu prea mai avem ce să schimbăm, din păcate. Poate doar Casemiro. Hai să mai băgăm și pe Casemiro până o să plece. Poate îi crește cota, poate dă un gol sau o pas de gol sau ceva. Te fac și schimbările, bă, Oscar revine. Ia uite-l, Oscar, numărul 17 al nostru, către numărul 16, Messi. Marele Messi, pas acolo foarte bună către Oscar. Oscar către Isco. Isco cu Ronaldo, ceap fantastic, mă așteptam să trec și am șutat prost. Păcat. Asensio. Centrarea e bună. Nu, că e Oscar acolo. Ajunge. Nu, Oscar acum. Gol, Oscar la debut. Bă, ce meci, bă, ești bun la cap. Oscar revine cu gol în fotbalul mare, bă. Asta e. Acolo cred că a fost Messi ăla. Probabil că da. Și sare minge la Oscar cu noroc. N-a fost offside, aparent. Mie mi s-a părut a fi offside. Oscar înscrie pentru 5-1. Îi penalizăm pe ăștia pentru acel penalti. Oscar driblează, frumos. Minge Messi către Isco. Isco centrează bine, cred. A încercat cu piciorul, cashmaker. Bale acolo, Neto deviază, îmi pare. Bă, Neto stai cam prostănac el de fel așa. Nu știu ce să zic. Multe, multe gafe pentru acesta. Marcelo către Isco. Și Isco aproape să piardă. Ajunge la Oscar. Oscar cu un drag back fantastic. Pasă superbă, scoate Neto. Neto, o paradă bună. Bă, jucăm incredibil de bine. Final de meci, oameni buni, se termină cu un scor gigantic, sincer. Nu mă așteptam să fie atât de lejer acest meci, însă am dominat, mai ales în repriza a doua, am jucat mai bine. Bine, de fapt, nu chiar am dominat, că și au jucat bine, dar noi am avut noroc, am fost mai eficienți. 5-1 s-a terminat meciul. Omul meciului este Luka Modric. Da, oameni, deadline day-ul se duce, perioada de transferuri se termină. Din păcate n-am mai reușit să vând nimic, că n-au venit oferte. A venit numai ofertă pentru Carvajal, însă vă dați seama că nu, chiar nu vreau să-l dau. Vine a doua simulare în campionat cu Levante, bă, o echipă care a câștigat cu Villarreal și cu Deportivo. Ia uzi, măi, dracu, hai să-i batem. Va trebui să batem un 3-0, zic eu, 4-1, e ok, Messi dublă, Bale înscrie și el la fel și Modric. Vine, bineînțeles, bă, și debutul în Champions League cu Shakhtar. Jucăm acasă, mi-e milă de ăștia. Că ați văzut ce s-a întâmplat cu ea când am jucat pe Santiago Bernabeu, ăia de la Valencia. Și aia, cred că erau mai buni decât ăștia de la Shakhtar. De când a plecat Mircea Lucescu, nu prea mai auzit de ei, adică, nu știu, a mai făcut ceva? A, bar n-am. Mamă, ce pare. Nu se anunță meci bun ăsta. Oameni, Champions League-ul, bă, bate la ușă aici. Abia aștept 19-le, cu licențe, cu tot, să fie ca lumea în sfârșit.
Pogba, frumos dribbling, pasă acolo către Bale și acum este Asensio. Oh, Asensio dribbling pus în cap. Că ce să facă ucrainianul prost când vede omul că trece de lejer? Îl pune în cap Bogdan Butko. Că cam aș pe el. Hai cu pasă acolo. Foarte bine, Varan. Dar de ce e Varan? Pasăm la Sergio Ramos care era în bandă, că na, e corect. Extraordinar. Pogba acolo, pasă bună către Asensio care pe par... Nu înțeleg. S-au așezat ăștia extrem de dubios. Da. Crezi că Messi mi-a stricat toate planurile. Pasă acolo Messi, pasă bună încoată Bale, te rog, asta e tată și acum Messi. Messi driblează un jucător, doi jucători, Messi driblează pe toată lumea, nu chiar că îl împinge Ordeț. Și nu e penalti și pierdem posesia. Varan, bine acolo, Carvajal. Luka Modric. Pasă fantastică, este Pogba către... Ordeț, rasa mătii cu capul tău de lungan. Bă, cum să scoată, bă, venea perfect pentru un volei frumos. Acolo Ramos se bagă, Varan, deviază și este gol, este gol, este gol. Bă, ce se întâmplă astăzi? Numai golul dubioase, mingea s-a lovit efectiv de Varan și a intrat în poartă, a încercat să o scoată, însă tehnologia, măreața tehnologie, ne arată că a fost gol. Ia să vedem, bă, noi, cum s-a lovit mingea de Varan. Deci Ramos o dă cu capul, da? Varan stă acolo ca ultimul milog, i-am dat înainte, dar cu mâna! A dat gol! Nu pot să cred că a dat gol cu mâna. A dat gol cu mâna, dă-te în morții mătii, gol cu mâna. Nu pot să cred așa ceva. Nu există așa ceva, a dat gol cu mâna. Incredibil. Ni. Chiar a dat gol cu mâna, cu mână, umăr și după aia gol. Fantastic. Alan Patrick, Tyson acolo, pasă lungă, este Varan, însă mai mult i-am pus-o mai bine. Pe centrare, opa, Buffon acolo, scoate Buffon șutul lui Tyson, cred, sau ce dracu a fost ăla. Ocazie mare pentru Shakhtar. Nați-o pe asta, iese Buffon și prinde lejer. Buffon la Real Madrid, bă, asta da. Mi like very much. Super portar. Tyson, oh, bine, bine Fabinho, bine Fabinho. Și acum o minge bună. Bale către Messi care stă vârf, for some reason, se duce acum Asensio. Asensio, ocazie bună aici de gol și bineînțeles că este 2-0. Driven shot-ul merge cu Asensio. De ce ne complicăm noi să căutăm un left winger, bă? Când îl avem pe băiatul ăsta care crește, a făcut deja un punct în plus sau două, mi se pare. Are 85 acum oricum. Se apropie ușor, ușor de 86 și până... În retur eu zic că o să crească undeva pe la 87-88, de ce nu? Bale acolo, foarte bine către Leo Messi. Leo Messi, un dribbling fantastic acolo, un rulet de la Messi. Messi cu șutul, cred că s-a... Ah, ok, din ei a ieșit. Am crezut că l-a lovit pe Bale mingea aia. Mă speriasem, bate Bale. Către Ramos cu capul, bar acolo, nu scapă Marlos mingea. Marlosul vieții, care a fost brazilian, s-a naturalizat ca și ucrainian. Hai. Oh, ce mingea lui Tyson către Marlos. Marlos acolo, Buffon scoate, dar este gol. Nu este gol. Săracul Marlos, bă. Ferreira minge bună către Alan Patrick. Carvajal, tot la ei ajunge mingea, păcat. Tyson are poziție de șut, e liber. Bă, acolo nu intră nimeni și este gol. Gafe mari în apărare. Am apărat ca ultimul prost aici. Și este 2-1. Bale, bine acolo, pasă către Oscar și Oscar către Messi, super minge, dă-te dracu, Oscar ăsta, păcat că a plecat de la Chelsea, bă, sincer, ar fi fost un jucător mare până acum, zic eu. Da, oameni, se termină partida, bă, 2-1 numai, cu Shakhtar-ul, au avut o apărare puternică, s-au apărat aglomerat și au reușit să reziste numai cu două goluri încasate, deși am avut ocazii mari. Oricum, victoria e victorie, Rafael Varan, aparent omul meciului. Este omul cu golul, cu mâna. Cum dracu să nu-i dai până la urmă. Data viitoare, oameni buni, o să avem de simulat ceva meciuri pe aici, din câte se pare. O să jucăm cu Feyenoord și cel mai probabil cu Manchester United. În campionat o să jucăm numai meciurile cu echipele mai cunoscute, gen Atletico, Barça. Și vedem dacă avem vreo surpriză în top 5 acolo. Ne auzim data viitoare, lăsați un like dacă vă place această serie. Mulțumesc pentru suportul la primele două episoade. Deci fantastic a fost. Al doilea episod a făcut 10.000 de views în 2 ore. How about that? Ne auzim, bă, oameni. Ne auzim data viitoare. Like acolo, likeuiți video cu cât mai multe like-uri. Cu atât o să trimite like-ul mai departe la mai mulți oameni. Așa funcționează YouTube-ul, că cam aș pe el. Nu eu fac regulile, din păcate. Ne auzim. Ciao, les.